SAO s-a lansat oarecum târziu, târziu în raport cu celelalte medii. Dacă ne gândim că SAO este un studiu al unui mediu care rămăsese ultimul nemăsurat, probabil pare târziu. Dar cred că aici este vorba despre două istorii care au mers cumva în paralel. O să vorbesc întâi de ce știu mai bine, de istoria Bratului, care a pornit cu presa scrisă, a lansat auditul de tiraje cumva ușor și apoi studiul național de audiență pe presa tipărită natural, și a avut cel mai dificil rol în a lansa studiul pe online, pentru că era o industrie foarte tânără, extrem de fragmentată și care totuși se regăsea în mai mult de jumătate, de mai mult de 50% în interiorul Brat. Și chiar așa, cu avantajele astea, jumătate din industrie, pentru că ei aveau și print, existau deja ca membri în Brat, agenție și clienții erau în Brat și își doreau studiul ăla. Chiar și așa, lansarea SATI, că e studiul de audiență și trafic internet, a fost dificilă. Dificil să aduni oameni care nu cunoșteau Bratul sau care distribuiau Bratul, aia care tipăresc și omoară copaci, că așa vorbeau despre noi, cu un studiu online, mediu tânăr, antreprenor foarte tineri, cu alte idei, cu altă mentalitate. S-a întâmplat lucrul ăsta, nu e obiectivul nostru să vorbim acum de ce. Dar ce vreau să marchez cumva este că într-un context extrem de favorabil ne-a luat vreo 2 ani să lansăm studiul pe online. În cazul outdoor-ului, primele discuții cu industria de outdoor în cadrul Brat au existat în 2002, când Bratul tocmai lansase primele date pentru studiu de audiență pe presă scrisă și industria de outdoor a venit la noi și a spus: uite ce experiență utilă aveți în zona asta de studii de audiență, am vrea și noi să facem lucrul ăsta. Ba chiar s-a ajuns la un fel de prelicitație în momentul respectiv, pentru că de 19 ani la Brat eram acolo. Și am avut un brief cu niște obiective, chiar de cercetare. Am chemat, dacă mi-aduc eu bine aminte, vreo 12 companii au depus vari feluri de preofertă. Mai mult era un fel de licitație de metode. Ce metodă ar trebui să alegem să se întâmple lucrurile astea? Părere personală aici, cred că toate ofertele respective au fost un pic neancorate complet în nevoie și în posibilitățile industriei. Plus, probabil Bratul a greșit că nu a coagulat realmente industria prin a-i poate chiar forța un pic la momentul ăla formal să intre în asociație. I-a lăsat să aibă discuțiile astea fără ca ei să fie parte din Brat și asta n-a funcționat corect. Au trecut niște ani în care nevoia a rămas în industria de outdoor, i-au mai suplinit-o, cumva au existat inițiative private care au avut în piață niște cifre, spun cumva, pentru că fiind o inițiativă privată, întotdeauna e ușor, mă rog, eu spun așa, deplasată în zona intereselor celui care o lansează în piață. Deci au existat niște interese private care, pe moment, pentru o perioadă de 6 luni, un an, au răspuns nevoii industriei, au avut ceva cifre cu care să lucreze, apoi acestea au dispărut, tot așa, din varii cauze. Și la momentul, cred că 2012-2013, când am revenit eu către industria de outdoor, erau deja coagulați în o asociație proprie, ROA sau ceva similar. Și începuseră cumva discuțiile în ROA de organizare. A fost, cred că, un win-win, pentru că ei deja ajunseseră la concluzia că au nevoie de o asociație sau de o formă de organizare împreună. Noi aveam experiența să facem lucrul ăsta și a fost un bun început. Și mai cred că e ceva important și unic cumva în industria de outdoor. Celelalte medii, unde eu am experiență, sunt medii cu, sau când au lansat studiile, aveau 50, 60, 70 de jucători, de companii care dețineau media. Nu vorbesc de agenții și clienți. Pe când în outdoor sunt mai puține companii care, nu știu, cumulează împreună peste 80-90% din industrie. E mult mai dificil să pui 10 oameni într-o cameră care trebuie să recunoască că au un interes comun decât 50 de oameni în aceeași cameră care trebuie să recunoască un interes comun. Pare cumva hilar, dar în momentul în care sunt doar 10, toți au putere mai mare. Fiecare știe că fără el nu se poate. Când sunt 50, niciunul nu simte că fără el nu se poate și atunci măcar de spaima că el la 49 ori să facă fără el, vine și el. Genul ăsta de dinamică a grupului e diferită în outdoor față de celelalte medii, pentru că cumva sunt mai puternici fiecare în parte în industria lor. Plus că ei ca oameni sunt altfel și chiar dacă tot așa mai degrabă din
din bucătărie decât din zona de brat, fiecare industrie are specificul lui ca oameni. Până găsești modul în care trebuie să comunici cu o industrie, durează un pic. Fiecare își cunoaște business-ul. Aici în Outdoor am vorbit la nivel de antreprenor, din nou, poate în online sau în print vorbeam la nivel de director de difuzare sau de cercetare sau de online. Abordarea a fost diferită, startul a fost un pic mai greu. Dar, mă rog, s-a realizat până la urmă. Fiind și mai puternici, au permis și studiile astea individuale. În print, nu prea își permitea nimeni să facă un studiu, de exemplu, individual, unde să îi măsoare pe ceilalți sau inclusiv pe el, să pună studii pe masă. Nu, în outdoor cineva a putut să facă asta din interiorul outdoor-ului. Pentru că, exact cum spuneam, sunt mai puternici. Până au ajuns la concluzia că mai bine totuși împreună, a durat mai mult.